În Moldova sunt în prezent peste 5.000 de locuri de muncă vacante, cu 65 mai puține decât la sfârșitul lunii ianuarie. Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cele mai multe joburi, 1.272 la număr, sunt destinate persoanelor cu studii medii de specialitate, ceea ce constituie 25% din numărul total. Cei mai solicitați specialiști sunt cei din domeniul medicinei, învățământului și contabilității. De cealaltă parte, pentru persoanele cu studii medii generale și secundar profesionale, cei de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă propun 3.772 de locuri vacante, sau 75%. Cele mai multe oferte sunt în domeniul industriei ușoare și activităților de servicii colective. De asemenea, destul de solicitați sunt și muncitorii necalificați. Pentru aceștia sunt vacante aproximativ 600 de locuri de muncă.